Fermierii sălășenii se confruntă cu dificultăți severe în ceea ce privește exportul animalelor. La ora actuală, piețele din țările arabe cu lacul de salvare al crescătorilor de ovine este blocat. În ultimii ani, efectivul de animale al crescătorilor de ovine din județ a crescut semnificativ, astfel că la ora actuală peste 200.000 de animale așteaptă să fie valorificate. Însă, piețele din Orientul Mijlociu sunt blocate. În aceste condiții, fermierii sunt nevoiți să vândă animalele mult sub prețul de producție, iar oile din sălaj așteaptă alături de sutele de mii de animale din alte județe deblocarea piețelor la îngrășătoriile din Constanța. În prag de dezastru, fermierilor nu le rămâne decât să spere la implicarea statului român pentru a se rezolva problema exportului și să se orienteze spre asociere, astfel încât să poată avea control asupra produselor pe care le dețin și valorificarea acestora, precizează inginerul Nicolae Țap, președintele Asociației Ovisălaj și vicepreședinte al Asociației Naționale Romovis. Deci am avut foarte mari perspective de a vinde mielul și oaia reformă. Noi, în discuțiile noastre, atât federația cu societățile care duc miei în țările arabe, am avut pe Iordania, am avut piața deschisă. De o lună de zile, astăzi, data filmării, mă întreb cu vreo 2-3 săptămâni înainte, mă întreb, s-a închis piața Iordaniei. Totodată, mă întreb, alții spun că e un joc, mă întreb, economic, dar noi știm că noi nu ne putem vinde marfa. Doi, totodată era în discuție deschiderea pieței arabe, pieței Arabia Saudită. Aici, dacă puteam o să o deschidem propriu-zis, era o piață care era pe termen lung. La discuția cu ei era, spunea, că de 21, de 27 de ani, noi de ce n-am mers la ei să facem contrate? Acum am întâlnit povești, nu pe noi, mai mult ne interesează faptele. Așa au zis ei că de ce n-am mers la ei, astăzi am mers la ei, dar nu vin ei la noi ca să ducă marfa. Nu este pentru prima dată când dificultățile cu care se confruntă fermierii din sectorul ovin au fost făcute publice. La Conferința Națională a Agricultorilor, eveniment organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România la sfârșitul lunii mai, Ionică Nechifor, secretar general al Romovis, a declarat că în cei 10 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, la nivel național, efectivul de ovine a crescut cu 40%, dar prețul de valorificare al produselor s-a diminuat cu 60%.